Profetul Ieremia spunea despre Dumnezeu în capitolul 32, de la versetul 17. Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerul și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nedrepta părinților în sânul copilor după ei. Tu ești Dumnezeu cel mare, cel puternic, care cărui numele este Domnul oștirilor. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecare după căile lui, după rodul faptelor lui. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu care gândește și face așa cum a observat profetul la fața locului. Am citit aceste cuvinte pentru că vreau să citim ca text din aceeași carte, Ieremia, capitolul 45, cele 5 versete. Cuvântul pe care l-a spus prorocul Ieremia către Baruc, fiul Neria, când a scris într-o carte cuvintele acestea, după spusele lui Ieremia, în al patrulea an al lui Achim, fiul Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel despre tine, Baruc, tu zici, vai de mine, căci Domnul a adus întristare peste durerea mea, îmi slăiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă. Spune-i, așa vorbește Domnul, iată că ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge și anume țara aceasta. Și tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele, căci iată voi aduce norocirea peste orice făptură, zice Domnul. Dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Amin. Frați și surori, din țară și din diaspora, suntem astăzi în 1 mai 2020. O vreme în care, deja de mai bine de o lună, suntem cu toții la casele noastre, siliți de situația acestei pandemii, de deciziile autorităților. Am primit de la Domnul, potrivit cu cele scrise în această carte, acest mesaj biblic care are de-a face cu astfel de situații. L-am numit atitudini în vremuri grele. Și dacă vreți, dacă binevoiți să țineți cont de experimentul înaintașilor noștri, va fi bine. Dacă nu, ne vom înșela în așteptările noastre. Biblia este foarte realistă în ceea ce spune, Dumnezeu ni se adresează cu precizie, numai noi să luăm seama, să nu fim așa cum scrie în cartea Iov, că deși Dumnezeu vorbește felurit, omul nu ia seama. Haideți să privim întâi la Baruc, la simțirile lui. Potrivit celor scrise în cartea pe care el a scris-o, așa după cum dicta profetul, scrie în 36 cu 32, despre el că era Baruc fiul lui Neria, logofătul. Asta înseamnă că avea, sau cel puțin ar fi putut să aibă, și încă pentru multă vreme de atunci încolo, o poziție de demnitar în conducerea țării. Dar vremurile erau rele și înăuntru, prin corupția regilor și a celor ce îi înconjurau, a conducerii națiunii lui Iuda, și erau rele și în afară, datorită amenințării permanente a Babilonului. În aceste condiții, pe drept, am putea spune, ca om, el se plânge și cred că Ieremia l-a auzit zicând, am citit în versetul 3, vai de mine! Poate că în vremea aceasta, în mod deosebit, în acele situații unde boala asta a trecut pragul sau problemele economice, lipsurile cauzate
amenință securitatea financiară a unor familii, să fi zis sau să fi auzit pe cineva spunând, vai de mine. Și ca oameni, dacă astăzi a fost rău, ne așteptăm mâine să fie mai bine. Dacă astăzi este iarnă și frig, ne-am dorit primăvara să vină de mâine. Numai că anii au trecut și Baruch constată ceea ce scrie în continuare, Domnul a adus întristare peste durerea mea. Adică s-au agravat lucrurile. S-a întâmplat, așa cum scrie și în Psalmul 42, și a fost adesea în istorie astfel de situații, citesc versetul 7, un val cheamă un alt val. Ba mai mult, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Cum spunea o beată soră întristată când a întrebat-o cineva despre necazurile vieții, a zis, frate, câte au trecut peste mine, numai trenul n-a trecut, că dacă trecea, scăpam, muream, dar iată că sunt aici. Aș vrea să vă aduc anumite evidențe din vremea lui Ieremia și a lui Baruch. Am citit aici în versetul 1 că acest mesaj a fost rostit în al patrulea an al lui Ioachim, despre care mai citim și în capitolul 36, pentru că și cărțile, adică această carte, profețiile din ea, capitolele din Ieremia, nu sunt scrise cronologic. În capitolul 36 avem un alt episod din acel an, atunci când unii binevoitori și cu teamă de Dumnezeu au ajuns cu cele scrise în carte de Baruch, dictate de Ieremia, l-a împărat, dar el a aruncat cartea în foc și scrie în versetul 26 că a vrut să-i aresteze pe cei doi. Dar citim în capitolul acesta, în versetul 26, partea finală, că Domnul i-a ascuns. Oare cu ce teamă sau încredere au stat ei ascunși când trimiși împăratul voiau să-i aresteze? Să ne amintim că Ieremia a stat în închisoare, a fost coborât într-o groapă. Și de aici au urmat alți 18 ani de întristare, încă 7 de la Ioachim, alții 11 de la Zedechia. Și apoi în capitolul 43 scrie de la versetul 3 că Baruch a fost acuzat de anumiți ofițieri care au rămas distrugerii babilonene și l-au luat și pe el, versetul 6, și pe Baruch, adică pe Ieremia și pe scribul său, și i-au târât în Egipt, unde, potrivit profețiilor Ieremia, n-au fost lucrurile mai bune. Așa că am putea spune că în viața lui Baruch nu știu dacă a mai răsărit soarele vreodată, dat fiind situațiile prin care a trecut. Avem, de exemplu, viața lui Iosif, care a trecut de la supărările fraților săi, la a fi vândut, la a fi închis, dar la urmă a mai răsărit soarele. Sunt aceste două situații. În viața unora vine greu după greu și soarele va mai răsări numai în dimineața învierii. Pentru alții, la sfârșitul vieții, ca și pentru un altul dintre cei din vremea lor, a fost scos din închisoare după 30 de ani și la bătrânețe am avut puțină liniște. Problema gravă e dată de faptul că sunt multiple stări negative. Să ne gândim, am amintit deja la efectele sociale în vreme de persecuție, de corupție, la foametea care exista, la sărăcia de atunci, la stările sufletești cauzate de toate acestea, pentru că scrie în 45 cu 3, îmi sleiesc puterile suspinând și nu găsesc odihnă.
Iată ce stări trăia și Ieremia, citim din capitolul 20 al cărții sale. Scrie aici la început că a fost aruncat în temniță, într-una cu butuci. Și apoi spune el de la versetul 7, mai îndupleca, Doamne, căci ori de câte ori vorbesc trebuie să stric sălnicie și apăsare. În durerea lui a spus versetul 10, căci aud vorbele al multora, spaima care domnește împrejur, învinuiți-l, strigă ei, haideți să-l învinuim. Toți și trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clate și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. În durerea lui a ajuns să spună, versetul 14, blestemată să fie ziua în care m-am născut, ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Versetul 18, pentru ce am ieșit din pântecile mamei ca să văd numai suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele rușine, ce vă spuneam că unii nu mai văd soarele, trăiesc tot pe nor. Pe glob în vremea aceasta, dragii mei, nu doar de teama coronavirusului, ci mai mult de teama persecuției și a altor nevoi, frații noștri din alte țări, din Asia în mod deosebit și din Africa, trăiesc astfel de condiții grele. Să citească pasajul acesta din Ieremia, oameni în libertate și în bunăstare, nu știu ce înțeleg. Dar când îl citesc, cei care trec prin dureri pentru ei are alt înțeles, se regăsesc, da? Eu, ca familie și împreună cu scumpa mea, am trecut prin ceva vremuri și așa mi se potriveau de bine psalmi, atâția dintre ei și vorbeam cu ea, uite și acesta ni se potrivește, ea spunea, citind un altul, uite și aici mă regăsesc. Și numai Dumnezeu știe prin ce vom mai trece, cum spune Apostolul Pavel, că numai Duhul Sfânt îl înștiința ce-l așteaptă. De ce sunt astfel de vremuri? De ce îngăduie Dumnezeu astfel de situații? Cum în istorie răspunsurile pot să fie mai multe, dar eu vreau să mă refer în mod deosebit la vremea noastră. Dragii mei, cred că încep încet, încet durerile care Domnul spunea și sfârșitul de care avem cunoștință potrivit spuselor Mântuitorului nostru drag și în mod deosebit profeților apocaliptici, în mod deosebit Apocalipsei lui Ioan. Adică, atunci când sunt vremuri de judecată peste pământ, sau peste o țară în care locuim, să nu ne așteptăm să fim fericiți în sensul dorit de noi ca oameni. Sunt situații în care atunci când Dumnezeu pedepsește, se poate întâmpla ce scrie în cartea profetului Ezechiel la capitolul 21, vă citesc de la versetul 2. Fiul omului întoarce fața spre Ierusalim și vorbește împotriva locuilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel. Așa vorbește Domnul, iată, necas pe tine, îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșit mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia mea e ieșit din teacă pentru ca să lovească orice făptură de la miază zi până la miază noapte. Da? Când e război, și Sfinții o duc greu. Când sunt judecăți al lui Dumnezeu și poporul Domnului suferă. Și asta îi explică, de fapt îi vorbește Domnul prin Ieremia colaboratorului său. Ieremia capitolul 45, versetul 4, spune-i, așa vorbește Domnul, iată ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge, anume țara aceasta. Iată, versetul 5, voi aduce norocirea peste orice făptură. Că sfârșitul, cum a zis Dumnezeu către noi la potop, e hotărât. Da, omenirea a ajuns prea stricată.
Și îndrăznesc să spun ca unul care cât de cât sunt implicat în poporul Domnului într-o parte sau alta, nelegiuirea a trecut și pragul caselor de rugăciune a poporului sfânt. Sunt stări vinovate în mod deosebit tehnologia, internetul, cu toate stricăciunile care derivă de aici, cu toate practicile actuale, se vor legifera nu doar în societate, ci și între sfinți. Așa s-a întâmplat și în Israel. Când citim la reforma din vremea lui Iosia, nu ne vine a crede cum în casa Domnului erau case de sodomiți și stricăciuni groasnice. Cum i-a spus Dumnezeu lui Ezechiel, vin, o să te duc în vedin la Ierusalim să vezi ce se petrece acolo. Vine sfârșitul. Vine prăpădul peste oameni. Asta e realitatea vremii. Și suntem frământați, suntem testați, trăim stări neplăcute, ne punem întrebări, ne întreabă copiii, ne întreabă cei din jur, de ce nu ne ocrotește Domnul? Ce se întâmplă cu noi? Iată ce vă citesc din Psalmul 42, în această idee, versetul 3, cu lacrimă hrănesc și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Sau versetul 10, parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă prăjocorești vrășmașii mei și zic necetat, unde este Dumnezeul tău? De ce nu vă vine în ajutor? De ce nu vă scapă? Da. Și totuși Dumnezeu ne scapă. Mesajul care l-a transmis Domnului Baruc ni se adresează acum nouă și este plin de speranță, numai să-i pricepem sensul. Citesc din Ieremia, capitolul 45, partea finală. Dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta în toate locurile unde vei merge. Vă amintiți ce a spus Domnul lui Ilie atunci când a fugit și a spus, Doamne, totul e distrus în țară. Și Dumnezeu a spus, acum urmează să distrug eu. În Împărați, capitolul 19, versetul 7, se va întâmpla că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael va fi omorât Iehu. Cel ce va scăpa de sabia lui Iehu va omori Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, anume toți cei ce nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a călui gură, nu l-au sărutat. În mod deosebit în astfel de vremuri se cunoaște că Domnul ține o evidență a fiecăruia dintre noi în parte și viața noastră are preț înaintea Domnului. Chiar dacă unii mor, au fost credincioși care au murit de boala aceasta. Au fost alții care au scăpat în mod miraculos, alții care au fost păziți să nu fie atinși. Domnul a făcut lui Ieremia o promisiune, scrie în cartea sa la capitolul 15, versetul 11. Da, vei avea un viitor fericit, dar voi sili pe vrăjmași să te roage la vreme de norocire și la vreme de necaz. Când el spunea, ca și Baruc, scrie aici în 15 cu 10, vai de mine! Știți, când Zedechia fugea și toate căpetenile și armata s-a împrăștiat, Ieremia a fost primit cel mai favorabil. Scrie în capitolul 39 al cărții sale, versetul 11, Nebucadnețar dăduse următoarea poruncă cu privire la Ieremia. Ia-l, poartă-l de grijă, îi spusese lui Nebuzaradan, nu-i face niciun rău și fă-i ce-ți va cere. Și scrie în versetul 4 din 40, acum iată te izbăvesc casă din lanțurile pe care le-ai la mâini, dacă vrei să vii cu mine în Babilon, vino și voi grijă de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni, iată toată țara este, dar du-te unde vei crede și unde-ți va place să te duci. Că n-au putut să-l omoară când au vrut ei. Sfinții nu mor când vor ceilalți. După ei vin îngeri speciali și numai repede de îndeplinirea mandatului.
Rămânând pe aceeași pagină, scrie despre Ebed-Melec și el, un om cu teamă de Dumnezeu, care a cerut împăratului să-l scoată pe Ieremia din groapă. Îi spune Domnul în 39 cu 16, asemănător cu ceea ce a spus lui Baruch: iată, voi aduce peste cetatea această lucru pe care l-am vestit în rău și nu în bine. În ziua aceea se vor întâmpla înainte ochilor tăi, dar pe tine te voi zbăvi din ziua aceea ce Domnul și nu vei fi dat în mâinile omului de care te temi. Te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada ta de război. Important. Și scrie în continuare ceva foarte important. Pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul, cred că de aceea a fost adresat mesajul lui Baruch, să aibă încredere în Dumnezeu. Că orice ar veni, dacă Dumnezeu i-a promis că va rămâne în viață, așa se va întâmpla. Da, e foarte importantă încrederea în Dumnezeu în astfel de vremuri. Acum se vede, de fapt. Spune Scriptura despre cei trei și despre Daniel. Frați și surori împrăștiați, pe unde sunteți? Cum scria Petru la frații împrăștiați. Și Iacov către cele 12 minții împrăștiate și ele. Să nu se teamă. Viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Este în mănunchiul celor vii la Domnul. Avem toată încrederea în El. Că ne-a izbăvit, cum zice Pavel la 2 Corinteni 1, și ne va mai izbăvi încă, deși el a spus acolo, nu am mai sperat la viață, dar nu ca să ne pierdem încrederea, ci doar ca să ne-o mutăm dincolo de noaptea morții. Cum mi-amintesc că o soră a cântat un vers în timp ce soția era bolnavă și l-am reținut, am înregistrat-o, care spune că nu m-am nicio speranță, atunci tu vii în ajutor, mă mângâi și îmi dai siguranța vieții dincolo de nor. Aceasta e încrederea noastră, cum spune în Isaia, capitolul 25, că într-o zi vom spune următoarele cuvinte, versetul 9, în ziua aceea, vom spune, iată, acesta este Dumnezeu nostru în care aveam încredere că ne va mântui, acesta este Domnul în care aveam încredere că ne va mântui, în care aveam încredere acum să ne veselim, să ne bucurăm de mântuirea Lui, slăvit să fie Domnul. Ce să înțelegem de aici? Că ceea ce are valoare e viața, nu bunurile înconjurătoare. Mai degrabă sau mai târziu vor rămâne fără ele. Frați și surori din Europa și de peste tot care v-ați dus să adunați, știți că le vom folosi o vreme și nu știm până când. Domnul ne-a spus anumite mesaje profetice în care ne spunea să nu ne legăm viața de ele. Asta e scris în Biblie, dar uneori văd că trebuie să ni se reamintească. Cu câteva zile înainte a plecat scumpa mea la Domnul, Domnul a arătat o vedenie de noapte, sora Ivetuța se făcea că sora Dena a apărut la ea într-o îmbrăcată în haină albă și a zis, sora Ivetuța, mi-ți îmbrățișez încă o dată că plec la Domnul. Și a dispărut pe un drum alb, dar a rămas solul Domnului și a zis, ea-i gata, dar să intre poporul la verificare, să se știe care-i starea. Și eu spun doar ideea concluzivă din mesaj. Poate că l-ați auzit. Cei mai mulți nu sunt gata pentru că sunt legați de cele materiale și preocupați în prim plan cu ele. Și mai degrabă sau mai târziu vom intra în vremuri în care singura pradă va fi viața. Aici. Și în ultimă instanță, nici aici pentru unii, dar va fi viața veșnică. Aceasta e făgăduința lui Dumnezeu. Sau știți că ne-a făgăduit altceva? Da, ne-a mai făgăduit că ne poartă de grijă. Matei 6. Ce vom îmbrăca, ce vom mânca, dar asta înseamnă viața, că dacă nu mai ai ce să mănânci, se pierde viața. Asta e
purtarea de grijă a Domnului, în care trebuie să avem încredere. Mă gândesc că după acel mesaj, Baruc a fost mai liniștit. Și chiar dacă era vreo amenințare sau au mai fost arestări între timp, cu siguranță nu sunt trecute toate în cartea lui Ieremia, el spunea, eu știu că scap. Da, foarte important. Spune Biblia despre Daniel, citim din cartea sa capitolul 6, că noaptea în care a fost în groapă, el a avut încredere, versetul 23, în Dumnezeul său. Cum atât de frumos spune versul. Dar de o poruncă, o frânghie se desface, Daniel din groapa neagră se arată plin de pace. Veșnic să trăiești, stăpânile tăi, nu m-au ucis. Dumnezeu a pus un înger care gura le-a închis. Dar în noaptea aceea, împăratul n-a avut liniște. Sau să ne amintim de altă noapte, cea din Daniel capitolul 5, când erau la ospăți, beți, bărbați, femei, distracții păcătoase. Nu doar imorale, ci idolatre. Și n-au slăvit pe Dumnezeu, dimpotrivă, și-au permis să guste din vasele de la templu în stricăciunea lor. Și-a venit o mână și-a scris sentința și s-au bâlbâit toți. Daniel, înțeleg din cele profeții, știa ce urmează. A rămas liniștit că el a rămas în viață, ba încă în guvernarea următoare a avut o poziție de mare demnitar. S-a schimbat nu doar partidul, s-a schimbat imperiul. Cum a scăpat el? Că împăratul a fost omorât în noaptea aceea. Când Dumnezeu promite viața, este sigură în mijlocul furtunii. Pe bună dreptate se spune că și cu Dumnezeu o pânză de păianjen este un zid, fără Dumnezeu un zid este o pânză de păianjen. Am citit recent o carte care urmea să fie tipărită și tradusă din limba rusă de experiențelor sfinților din vremea comunismului. I-a promis Dumnezeu unuia, îți voi da viața oriunde vei merge. A fost dus prin Germania, a fost dus prin lagăr. A scăpat în mod miraculos peste tot. Am citit despre un altul care s-a hotărât să-L cunoască pe Dumnezeu, era ateu, deși era evreu de origine. Și când au venit nemții, rușii, au spus, trebuie să lăsăm închisoarea, dar să omorâm deținuții. Și s-au luat de la un capăt și i-au împușcat. Și el spunea, Doamne, scapă-mă! Și când au ajuns la el, s-au terminat gloanțele. Atunci au luat gardienii baionetele, dar au început omorârea de la celălalt capăt. Mi puseseră pe toți în rând cu fața în jos. Dar înainte de cu doi de a ajunge la el, a strigat gardianul, vin nemții! I-au lăsat și au plecat. Când au venit nemții, i-au eliberat pe ăștia. Dumnezeu are toată puterea să ne păstreze cu viață. Este important să ne încredem în El și în condițiile acestea, că de fapt de asta ne ține Dumnezeu. Nu doar așa ca să experimentăm miracole și ocrotirea divină, avem o slujbă în vremea aceasta. Dumnezeu l-a rânduit pe Ieremia pentru o vreme grea și i-a spus din copilărie, ei se vor război cu tine, dar te voi face un zid puternic, nu te vor birui. Deși a fost arsă prima carte în foc, Dumnezeu a îngăduit să scrie alta cu supliment profetic în ea. Și a rămas în Biblie până în zilele noastre. Asta e important. Să ne facem slujirea. Și Ieremia cu Baruc au rămas în slujbă. Unul să dicteze cum primea de la Domnul, celălalt să scrie. Apostolul Pavel, care a trecut și el prin vremuri grele, spunea în Faptele Apostolilor, capitolul 20, în privința tematicii noastre, versetul 24, dar nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Asta e important. Frați și surori,
ne vom îndeplini mandatul în vremea aceasta sau ne stresăm că ni se diminuează veniturile și cine știe ce o mai fi și ce o împăți. Dacă Domnul vrea să trăim, vom trăi și în cele mai vitrege împrejurări. Dar se va putea folosi Domnul de noi sau vom lua pauze, că Ieremia și Domnul i-a spus, lipește-te de mine și vei fi ca gura mea. Și el a spus, Doamne, m-ai înduplecat. Și a continuat să slujească. Da, se întrebau unii după ce a plecat soția, unii spuneau dinainte, ce vei face? Vei rămânea la fel în slujbă? Și eu le-am spus, nu mă bizui pe puterea mea, ca om mă prăbușesc, cad grămadă, dar Domnul are putere să mă țină și prin harul său am rămas încă să slujesc, cât Domnul știe. Aș vrea și eu să-mi duc la îndeplinire mandatul, atât îmi doresc. Dragii mei, să rămânem tari în mărturisirea noastră, scop în care, pentru încrederea noastră în Domnul, vă citești din cartea prorocului Isaia, din capitolul 40, unde este scris despre un Dumnezeu care le-a creat și le păstrează pe toate cu puterea sa. Citeți la versetul 26, ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor. El le cheamă pe nume pe toate, așa de mare este puterea stăria lui, că una nu lipsește. Așa va fi și cu noi, unul nu va lipsi. Noi suntem mai importanți decât stelele. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israel, soarta mea este ascunsă înaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? Nu știi? N-ai auzit Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut mari de pământ, El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosești și ostenesc chiar și tineri se clatină. Cei ce cândva erau tari, cum a cântat Ana, au avut de toate, acum se închiriază, săracii, acum o duc bine. Așa a fost și la cucirea Ierusalimului. Săracii au primit moșii și boierii au fost omorâți. Dar cei ce se încrede în Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Se poate? Se poate că Domnul le mărește puterea. Noi nu ne bizuim pe noi. Vai de cine se încrede în El. Vai de cine se bizuie pe oameni, pe relații, pe avere. În astfel de vremuri toate se spulberă. Singurul sprijin solid, stabil, aici și pentru eternitate, este Domnul. Să ne îndeplinim așadar cu sfințenie și cu încredere în El în condițiile date, mandatul, slujba. Să putem spune ca și Pavel în final, 2 Timotei 4, cred că așa a putut să spună și Ieremia și Baruch la urmă, versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu una de perenii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul ce drept și nu numai mie și tuturor ce vor fi iubit venirea lui. Dar lui Timotei, care avea să mai rămâne, i-a spus, citesc versetul 5, dar tu fii trează în toate lucrurile, rabdă suferințele, adică suportă condițiile în care lucrezi, ba va avea și probleme de boală. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Da, să știți, dacă în astfel de vremuri Domnul ne mai ține, ne ține cu scopul împlinirii slujirii sfinte. Iată dar ce atitudine trebuie să avem în vremuri grele. Să nu ne văităm. Nu, pentru că poate veni și mai greu. De ce? Pentru că se judecă Dumnezeu cu locuitorii pământului. Dar în aceste împrejurări să avem încredere în Domnul. Că El ne poate păstra, cum scrie în Psalmul 33, în mijlocul foametei. Ne poate păstra în război. Ahab s-a mascat și a fost ucis, aparent din întâmplare. Iosafat cu haine împărătești și înconjurat de dușmani a scăpat. Cum? Soarta lor era diferită.
Viața lor înaintea Domnului era profund diferită. De aceea să ne încredem în Domnul și să slujim până la ultima filă, apropo de Baruc, să scriem ceea ce Domnul ne dictează prin cuvintele noastre și prin faptele noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei, pe unde sunteți. Să ne sprijinim în vremea aceasta, cum cred că s-au întărit cei doi, Ieremia și Baruc, să ne bizuim pe cuvintele sfinte, pe adevărul Scripturilor, pe adevăratele mesaje profetice și să nu ne plângem, să ne încurajăm că dincolo de acest cuptor, de acest babilonian furnal, e al fericirii viitori, cerul slavei fără nor. Da, Dumnezeu ne așteaptă, sfinții în odihnă ne așteaptă și suferințele din vremea de acum nu sunt vreți să fie puse alături de slava viitoare. Va mai mult spune Isaia 65 că vor fi uitate și vom fi pentru vecii vecilor în fericire desăvârșită cu Domnul. Cu asemenea aspirații să ne împlinim mandatul cum se cuvine și fie toate acestea spre slava bunului și marele nostru Dumnezeu.